Doamnelor și domnilor, invitata specială a știrilor locale Radio Mega de astăzi este domnișoara Ana Maria Iang, purtătorul de cuvânt al primăriei municipiului Târgu Jiu. Bună ziua și bine ați venit pentru prima dată în studioul primitor, zic eu, al postului nostru de radio. Bună ziua și bine v-am găsit, este primitor. Este primitor, așa este. Cum a fost pentru dumneavoastră primăria municipiului Târgu Jiu atunci când ați intrat în calitatea de purtător de cuvânt al acestei autorități publice locale? A fost primitoare, dar nu prea, ca să zic așa. Adică înainte de toate, când am intrat acolo, mi-am cumpărat o armură ca să fiu pregătită pentru orice. Am înțeles, nu armură de aceea cum aveau romanii acum peste 2000 de ani, da? Se mai găsește ca... Metaforic vorbind, am achiziționat exact. Așa ceva. Ați achiziționat așa ceva? De ce considerați dumneavoastră că ați întâmpinat, eu știu, anumite dificultăți în a comunica... Nu în a comunica din partea dumneavoastră, aceste reticențe, de fapt, în a fi dumneavoastră acolo, adică nu v-au primit așa cum am primit noi. Cam asta am înțeles. Probabil oricine ar fi fost în locul meu și ar fi avut acces la acest post în cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu ar fi fost primit la fel. Și asta pentru că știm cu toții, s-au schimbat un pic lucrurile. Domnul primar Marcel Romanescu vine dintr-o altă direcție decât cea de până acum. Și atunci, în mintea unora, dacă se procedează așa, e perfect normal. Adică de ce să o primim pe fata asta cu brațele deschise, să vrem să colaborăm cu ea? Nu. Păi, trebuie să promovați foarte bine instituția, toată activitatea municipalității și, din contra, trebuie să vă vină în sprijin și să vă ofere informațiile pe care trebuie să le dați mai departe. Sunt o parte dintre directori care colaborează și care îmi pun la dispoziție informațiile pe care le solicit. Am întâmpinat și dificultăți, ridicat de ton și așa mai departe. Și au dat seama că ridică tonul degeaba pentru că nu cer niște informații că vreau eu să le cer. Le cer pentru că și eu, la rândul meu, trebuie să le dau mai departe și pentru că e normal să fie transparență și pentru că e normal ca oamenii care au pus ștampina pe buletinul de vot, nu acum, ci de fiecare dată, să știe ce se întâmplă și de ce se întâmplă așa. Să aibă acces la tot. Mă gândesc că se vor normaliza lucrurile. Cu siguranță. Și din acest punct de vedere, domnișoara Ana Maria Iang, știu că sunt foarte multe proiecte noi pe care edilul Marcel Romanescu a ajuns în această funcție, vrea să le realizeze pentru comunitatea orașului Târgu Jiu. Care ar fi cele mai importante și pe care și dumneavoastră le urmăriți pas cu pas pentru a le putea face publice? Să știți că noi, de fapt noi, domnul primar a decis prioritizarea proiectelor în funcție de ce a venit și de la cetățeni. Adică pe parcursul campaniei electorale, dar și ulterior, oamenii au spus, problema este asta, asta și asta. Problema este cu câinii, ok, am înțeles. Problema asta este din totdeauna. Toată lumea ne dă în cap. De ce nu luați câini de pe stradă? Domnilor, se face tot ce ne stă în putință pentru a rezolva o problemă care, într-adevăr, ne urmărește de foarte mult timp și de care e foarte greu să scăpăm. Și asta pentru că nu e de acum, e de mult, nu s-a făcut în timp, nu s-a făcut ceea ce trebuia să se facă și acum îi se pune în cap domnului primar de ce de o lună și ceva de când ești primar n-ai luat câinii de pe străzi. Nu e așa de ușor. Sau de ce de o lună și ceva n-ai luat toți caii de pe străzi. Stați puțin să vă spun. Am început o campanie de microcipare și identificarea cabalinelor pe raza municipiului. Ok, am apelat la DSV, am apelat la poliția municipiului, poliția locală a municipiului Târgu Jiu, am apelat inclusiv la cetățenii pe care avem angajați în cadrul primăriei la departamentul de relații cu persoane de etnie romă pentru a ne veni în ajutor. Acum, noi am început campania aceasta și o derulăm până pe 25 august. I-am acordat o lună de zile, timp în care există o echipă formată din membrii DSV, Poliție Locală și cei doi reprezentanți ai romilor care merg pe teren, pe străzi stabilite în fiecare zi. Nu se poate merge în fiecare zi, pentru că, de exemplu, a fost 1 august, la Godinești a fost târgul acela de animale pe care le știm cu toți. Inspectorii DSV n-au putut în acea zi. Ieri, de exemplu, a venit presa la mine și m-a întrebat cum se desfășoară campania cu cai. Și le-am spus. S-au microcipat 10, au fost citiți 36, da? Până ieri, astăzi sunt 56 și microcipați 11. De curiozitate am vrut să văd cum a fost dată știrea. Știți cum a fost dată știrea? Primăria a microcipat doar 10 cai. Primăria Olele. Nu, primăria nu Olele. Nu, angajații DSV nu fac pauză din campanie pentru că vor.
ci pentru că trebuie, pentru că sunt puțini și pentru că trebuie să se împartă în toate direcțiile. Și pentru că da, campania poate fi stopată o zi în care inspectorul... Nu, mi se pare și termenul de o lună de zile destul de scurt. Adică aici trebuie lucrat... Ok, haideți să vă spun. S-a declarat campanie o lună de zile, dar să nu vă gândiți că noi pe parcursul anului nu o să verificăm... Inspectorii verifică prima dată locuințele. Ok, după ce termină toate, deci tot ce se numește cal pe raza municipiului de verificat, reiau. Și știți de ce reiau? Pentru că există posibilitatea ca cetățenii să-și mai ia între timp un alt animal, sau două, sau trei, sau cinci, în funcție de fiecare. Și atunci nu vrem să ne scape nimeni. Mă gândesc că o campanie de informare acolo unde știți că într-o gospodărie sau în gospodărie există astfel de animale și date niște piante cetățenilor să știe că s-au au dat, obligația s-au sau dat ar fi bine. Și ne-am lovit de problema... Oamenii nu știu să citească. Și atunci de asta am zis, ok, nu mai investim în piante. Nu știu să citească, dar conduc bolizi. Doamna Manuela Negru, așa este, aveți dreptate. Dar ca să iei permis auto, trebuie să știi să citești o carte sau să știi să asculti pe cineva care să explice. Un pliant e mai greu, am un înțeles. Un pliant e mult mai greu. E mult mai greu. Da. Și atunci când s-au făcut pliante, s-a zis, ce ați făcut? Ați făcut pliante și ați venit cu ele? Păi ce-s astea? Păi vă informăm. A, nu e ok. A, păi, dar nu acum am și pe teren să, și să muncim. Să primim ok-ul tuturor, nu asta o faceți activitatea. Eu zic de ok din partea, trebuie. Din partea presei, care tot timpul e contra. Știți, veniți în acest mediu. Și da, acum și niciodată n-am fost contra cuiva care a încercat să facă ceva. Și acum, vedeți, sunteți de partea cealaltă și este, să zicem, un conflict interior, poate. Nu deloc, eu am încercat să colaborez și tocmai de asta am pus la dispoziție de fiecare dată toate informațiile care au fost solicitate. Întrebarea mea e, și nu aștept un răspuns, de ce sunt interpretate? De ce sunt date către cetățeni altfel decât ar trebui să fie? De ce încercați să puneți așa... Pe aveți site-ul primăriei la dispoziție. Avem un Facebook pe care tot timpul exact. Pun informația. Și avem... eu mă gândesc că cetățenii... Da, dar știți, cel mai rapid mijloc de informare este radioul. Dacă dumneavoastră, de exemplu, spuneți știrea la radio despre campania cu cai, așa de aceea cum lucrez eu... aici, pentru că vreau să fiu prima. Eu și așa vreau să fiu de 21 de ani. Și continui. Noi suntem primi și o să fim primi. Să știți că depunem eforturi să fie bine. Chiar să depunem eforturi să fie bine. Dar avem nevoie de timp. Corect. Este nevoie de timp în orice domeniu, exact, doamna exact, domnișoara exact. Ana Maria Young, pentru a face lucrurile bine și așa cum ar trebui. Da. Mulțumesc că veți continua această campanie de microcipare a cabanilor. Este un început și ca orice început, demarează așa exact. Ca dumneavoastră. Gândiți-vă cu anumite că de, microciparea zicem, e gratuită. Adică am făcut tot ce am putut ca să fie bine, ca da. Oamenii să nu cât spună... Cât costă dacă ar trebui să între plătească? 20 și 30 de lei, ceea ce nu e o sumă și foarte mare. Și ați găsit bugetul? Totuși, stați așa... Medicul veterinar care se ocupă de microcipare suportă cheltuielile pentru microcipare. Deci, credeți-mă, se fac eforturi. Se fac eforturi pe toate planurile și pe toate fronturile pentru a îndepărta această problemă, pentru că este o problemă, știm cu toții. Au fost accidente, au murit oameni, din păcate, din această cauză. La fel și cu câinii, să nu creadă cineva că nouă nu ne pasă sau că noi nu știm sau că noi nu vrem. Nu e vorba că nu vrem. E vorba că suntem de două luni, eu nici măcar de două luni nu sunt acolo. Și nu avem timp. Nu putem să facem în trei zile. Da, sunt niște probleme. O să ajung și la problema țânțarilor, că destul de supărătoare pentru noi cei care trăim zi de zi aici, dar și pentru cei care vin din alte zone. Chiar ieri în fața hotelului Gorj, că nu fac nu știu ce reclamă, este cunoscută locația, erau trei câini tolăniți pe iarba, pe gazonul verde și frumos. Okay. Nu asta ar fi problema, că sunt câini în orice localitate. Faptul că sunt chiar în mijlocul orașului, faptul că... Haideți să lămurim și acest aspect. Câinii care vin la Târgu Jiu, știți că nu pot să cadă din cer. N-au cum. Sunt transportați, fac așa un turism. Despre asta e vorba. E vorba de un turism care se face între localitățile învecinate municipiului și Târgu Jiu. Ar trebui, da? Să discutăm la nivel județean. Despre asta e vorba. Trebuie să ia toată lumea atitudine, nu doar primăria. Deci tot județul până la urmă. Exact. Că poate cu județele învecinate este mai greu, dar noi aici în județ, primarii cei 70 se mai întâlnesc. Șeful Consiliului exact. Județean, domnul prefect. Exact. Haideți să discutăm, să fim civilizați. Adică ar numai... trebui problema pusă de toată lumea, nu doar de primărie. Adică toată lumea vine, primarule, de ce nu faci? Păi stai puțin că eu încerc, dar nu pot eu singur. Eu îi iau, îi duc la adăpost. Dar și când se duc angajații primarul de la primarul va fi vizorul tuturor. Deci okay, n-avem okay, ce okay, să facem. Okay, așa nu a problemă. În lumea, da. Probabil și-a asumat, cu siguranță și-a asumat acest altfel lucru. Altfel nu era acolo. Exact. Dar haideți să vedem lucrurile așa cum trebuie să văzute. Haideți să lăsăm timpul să treacă și să demonstrăm că, într-adevăr, se poate. Dar doar să se vrea din toate părțile. Exact cum a spus, eu colaborez cu doi oameni. Ce dumneavoastră presei? Că văd că sunteți foarte nemulțumită de presă. Nu sunt nemulțumită, a, nu se înțelege că sunt nemulțumită. Spun doar că nu interpretează, asta este nemulțumire. Da, nu înțeleg de ce. De ce?
Deci reinterpretați informațiile noastre, comunicatul, știrea și oamenii discern. Le-am pus. Discern. Le-am pus. Dar adică exact eu ca cetățean știu să citesc între rânduri. Păi dumneavoastră, dar când vă uitați la televizor seara, la știri, pe postură locală de televiziune și vedeți acolo, uită-mă, ăștia au făcut doar 10 cai. Cine gândește, domnișoara Ana Maria Iang? Sunt foarte puțini oameni, adică, care stau să culeagă informațiile așa cum trebuie. Nu se poate. Majoritatea o iau din zbor. Nu, un pacient nu este tratat nu știu câte zile. Dar, da. Dar să luăm fiecare familie, să vedem are sau nu are o cabalină în gospodărie, unde o are, nu are, nici nu mai știu dacă o are. Deci, inițial ne-am lovit și de nu problema... Nu cred că asta e o problemă atât de importantă care să streseze comunitatea din Târgu Jiu. Foarte bine că s-a luat o atitudine din partea municipalității, că s-a început o campanie. Și atunci de ce nu se apreciază faptul că s-a început o campanie? Laude, n-aveți cum să... N-am nevoie de laude, dar fiți fraților neutri. Nici că. Lăsați-ne să ne facem treaba și nu mai furnizați informații. Trebuie să va fi sancționată de, să zicem așa, de audiență. Da, deci va fi sancționată. Oamenii își dau seama, nu mai ascult pe cutare sau nu mai mă uit la cutare. Mai dau un exemplu, dacă vreți, de știrea de genul acesta. Mi s-au cerut ieri informații legate de ce măsuri ia primăria municipiului Târgu Jiu anticanicula. Le-am spus, 133. M-au întrebat câte fântâni stradale aveți, păi pompe stradale. Acestea sunt, nu le fac, nu le puneți acum pe loc. Bun. M-au întrebat câte sunt. Le-am spus, 133. Ce ați mai făcut? Păi am făcut asta. La edilitara oamenii primesc 2 litri de apă de persoană pe zi. La edilitara oamenii au 10 minute pauză în fiecare oră de muncă. La cei care beneficiază de ajutor social și prestează muncă în folosul comunității, se începe la 8 și se termină programul la 1 ca să nu stea oamenii prin căldură. Știți cum a ajuns știrea în unele mijloace de informare? La noi a ajuns așa, exact cum a spus-o dumneavoastră. Haideți să vă spun cum a ajuns în altă parte. Măsuri anticaniculă și le-am enumerat așa cum le-ați precizat. În altă parte a ajuns, municipalitatea se laudă cu măsurile anticaniculă. Două puncte. Pompele stradale. Vă mulțumesc. Dacă asta înseamnă să preiei informația și să dai mai departe... Eu cred că se așteptau unii... Să ce? Aș vrea să fie corturi anticaniculă. Da, adică știți că nu primăria se ocupă de corturile anticaniculă? Păi, nu știu, în municipiul București, în capitala țării, există amenajat, am văzut că primarul... Așa, primărița de acolo face aceste lucruri. Amplasează, nu știu, corturi răcoritoare, nu știu ce mai pune dozatoare, nu știu ce tensiune se mai ia, nu știu. E cineva, cade pe stradă, îi acordă un prim ajutor. Ce adică... ține de primăria municipiului Târgu Jiu în ceea ce privește măsurile anticaniculă, s-a făcut. Am deschis cluburile de știu vârsta a treia. Știți ce cluburi, auziți? Da, știți da. Ce auziți de cluburile pentru vârsta a treia? Ce sunt astea? Ce, se duc oamenii, stau acolo? Da, se duc. Le puneți apă la dispoziție? Da, le punem apă rece la dispoziție. Atât putem. Dar punem apă rece la dispoziție, că eu cred că e important. Asta se anunța ce se poate face acum. Exact. Poate că poate fi regândită, să zicem, strategia municipalității. O să fie cu siguranță. N-ați avut timp, adică... Despre asta e vorba. Și atunci de ce să aruncăm cu noroi? De cât timp sunteți purtători de cuvânt? De 3 săptămâni. De 3 săptămâni. Haideți să... Adică în 3 săptămâni, nu știu dacă și cel de clasa 1 până la urmă, deci nu vă consider că sunteți la clasa 1 în domeniul comunicare sau așa, dar sunteți într-o instituție nouă pentru noastră, într-o activitate nouă și în 3 săptămâni nici nu știu dacă ați reușit să cunoașteți toate serviciile, direcțiile, compartimentele, nu, departamentele. Mai am. Deci mai aveți. Atunci, dumneavoastră comunicați ce reușiți să culegeți din instituție. Încerc să fiu fair play, încerc să fiu transparentă, foarte încerc bine, să dau informația bine. Aveți timp trebuie. Să dovediți în continuare, în 3 da, săptămâni. Da, și voi dovedi, și vom dovedi că se poate. Vorbeam de proiectele noului primar Marcel Romanescu. Spuneați că le va prioritiza. Din ce ne-am dat noi seama, dorește transparență și ne-a și comunicat acum la început de emisiune că puneți hotărârile anticipat pe site-ul municipalității ca cetățenii să le cunoască, să intervină chiar o dezbatere publică și după aceea să ajungă acestea pe ordinea de zi a Consiliului Local. Foarte bună această idee, dacă vor fi și filmate și transmise. Exact, de luna viitoare vor fi transmise ședințe de Consiliul Local pe site-ul primării. Va fi creat atunci, în ziua în care se va ține ședința de Consiliul Local, va fi creat un buton special pe care, dacă îl accesează orice cetățean al municipiului, poate să vadă cum se desfășoară ședința de Consiliu. Minunat, pentru că așa se va putea vedea activitatea și prestația, aș putea spune, a Consiliului Local, indiferent de culoarea politică. Nu mai vorbesc, domnișoara purtător de cuvânt a municipalității Târgu Jiu, că sunt foarte mulți consilieri care, la final de mandat, nu știu ce să spun un prezident, un raport de activitate. Nu spun raport anual. Deci nu există rapoarte anuale unde ar trebui, mă rog, vizualizate de toată lumea, adică postate, doamna publice. Doamna Negru, consilieri locali nu sunt de 2 luni de când domnul Romanescu e primar. Sunt de mult. Niciodată, cred eu,
N-am avut acest raport al credeți activității. Că, adică eu vă întreb, se vine domnul, din urmă, domnul niște probleme. Primar va insista cu siguranță. Ca în mandatul dumnealui, consilierii locali să-și facă publică activitatea, acest raport de activitate, ce au făcut? Că iau o indemnizație care va se ridică la, acum, la cât se ridică indemnizația unui consilier local, că posibil să fie majorată, poate că încă nu ați, aveți informații în acest sens, știu că la Consiliul Județean de la 700 de lei a crescut la 900 de lei. Deci clar trebuie să crească un pic și prestația, responsabilitatea fiecărui om ales, pentru că în campania electorală se bat cu pumnul în piept când vor ajunge consilieri locali. Dar mai e o surpriză pentru cineva că se bat cu pumnul în piept? Nu este o surpriză, dar eu aștept totuși rezultate, pentru că eu muncesc în fiecare zi și... Ar trebui să veniți la o ședință de consiliu, păi, credeți că n-am venit? Eu am început... Mai veniți! În Radio Omega... Că știți, și în presă, sunt niște etape care nu pot fi sărite ca să ajungi undeva. Da, și eu le-am făcut trebuie, de toate. Le-am trebuie parcurs. Să încep de la reporter, de la munca de jos. Eu am pornit și mai de jos. Am făcut cafea. Da, da, da. Nu, coși de la secretariat este o chestie altfel. Dar munca de jos, așa. Da. Munca de jos, an de zile și eu îmi scriam știrile pe genunchi. Adică nu era mail, nu era internet, nu erau telefoane mobile. Nu era decât o agendă. Cred că e nevoie să parcurgem toate etapele fiecare la timpul ei pentru a putea să ne formăm efectiv așa cum trebuie. Dacă sare o etapă, zic eu că e... Aștept o activitate a consilierului local să vedem dacă această metodă de transparentizare a activității consilierului local va aduce roade și cetățenii își vor da seama când vor trebui să mai voteze, cine va mai rămâne din actualul consiliu local pe mai departe. Pentru că eu cred că cetățenii încep un pic să se deștepte, pentru că ar fi deștept să se deștepte. Ar fi bine. Știți că așa cum spune și imnul nostru. Nu înseamnă că poporul acesta ar fi altfel. Nu, este extrem de isteț. Dar este un pic așa amorțit. Își folosește istețimea în alte scopuri, din păcate, sau în alte sensuri decât cele constructive, zic eu. Va mai continua și în alt fel această, să zicem, strategie de transparentizare a activității municipalității, deci avem hotărâre ale Consiliului Local postate, avem transmitere în direct, să zicem live, a ședințelor de Consiliul Local și totuși sunt foarte multe direcții care sunt, să zicem, în obscuritate. Cu siguranță, dacă ar fi să mă întrebați pe mine, procedura de transparentizare a activității a tuturor instituțiilor. Ce vreau să știu fiecare director? Ce face fiecare director din primărie? Stați așa că nu știm noi. Încă n-am ajuns. Eu cel puțin nu știu ce face fiecare dintre directorii. Știți, în presă mai veneau informații că șoferul, nu știu cui, director... Puteți să ziceți. Transporta, păi nu, că este notorietate, ce să mai dau așa, că fac o publicitate. Transporta pe soția de unde, nu știu până unde, o lua de nu știu până unde și așa mai departe. Adică, nu știu, șoferii aceștia, mă gândesc că acum se semnează condica, da. Se stă acolo, da. Se supraveghează când ies și când intră angajații, sigur. Da? Sigur. Da? Și mă gândesc că se fotografiază puțin și bordul... kilometraj, bordul cu kilometrajul, știți? Când se pleacă din, cum se întoarce, câți kilometri, pentru că bani publici, adică se consumă. Nu ne permitem să-i consumăm așa cum... Păi, nu trebuie să se permită deloc, nu trebuie să se permit niciodată, adică... Păi asta e problema, că se vine din spate cu aceste nereguli și nu putem să le schimbăm pe toate într-o lună de zile, n-avem cum. Am văzut că ați scris chiar dumneavoastră o știre legată de locurile de joacă. Da, da. Locurile Bun, de joacă, dar nu am zis-o că este vinovat cineva, deci nu. Noi am spus că locurile de joacă arată deplorabil. Decât, stați puțin. Iar în parcul central, unde ajung atâția copii, mai ales de la țară, care poate n-au văzut un părculeț în satul nu știu care, Topești, și vin și intră acolo puțin. Și nu știu, dumneavoastră, poate o să fiți mămică, adică vă doresc din tot să deveniți mămică într-un moment al vieții dumneavoastră. Să vedeți că nu arată, okay. Adică... Bun. Da. Spuneți-mi, până a fi domnul Marcel Romanescu primar, de câte ori a scris o știre de genul ăsta? De câte ori v-ați dus să trageți pe cineva la răspundere? Am tras poate în alte direcții, poate în aceasta. Dar nu, asta este problema esențială. Poate Bun. N-am tras cu țânțarii, am vorbit și cu câinii de N ori și a rămas aceeași. Credeți că dacă aș fi tras de 100 de ori, s-ar fi întâmplat să avem parte? Nu, poate ba că da, nu. Vă spun că mi-am adus aminte. Așa. Pe domnul primar, Florin Cârciumaru, l-am întrebat ce se întâmplă cu minunatul parc de joacă de lângă Aneleul de la Dacia. Unde? Am zis, unde există un singur tobogan. Unul singur. Și nisipul a dispărut când s-au făcut niște alei pe undeva pe aproape. L-au venit muncitorii la ora 6 dimineața și căreau cu găleata nisipul. Și mi-a spus, doamnă, dar credeți că sunt copii numai la Dacia? Așa se spune. De-aia a zis, doamnă. Credeți că copii sunt în tot orașul, doamnă? Nu numai la Dacia sunt copii. Ce să mai am rămas, cum să zic,
Adică copiii nu contează, copiii nu votează, nu crezi că n-am spus. Am sesizat și pe domnul director de la patrimoniu și pe alții directori, viceprimari, primari, că nu era în regulă locul de joacă de la căminul cu program prelungit numărul 1 din Griviței. Mă rog, unde, când ajungi la toate căminele și la toate locurile de joacă, credeți-mă, am și alte activități și să le vizitez pe toate. Cad, sunt luați, copiii cad printre așa. Au venit oarecum, după ce le-am reparat noi ca și părinți, să zicem, copaci. Deci foarte, foarte greu. Am reușit să schimbăm saltele vechi de 40 de ani într-o creșă. Tot printr-o știre dată de Radio Mega, dată de mine. Saltele de pe timpul lui Ceaușescu, care atunci stăteau copiii 3 luni, de la 3 luni de zile erau aduși acolo în creșă. Vă dați seama, nu exista Pampers. Acele saltele erau infecte. Până n-am dat știre, deși am spus, știți că trebuie să fiu și ca cetățean, că nu, cum se numește, nu merg așa imediat cu coasa. Deci spun, domnule, eu neregulă, încerca să nimic, da? Bun, atunci dăm o știre, că nu știu cu ce să vă acționăm. Și într-un caz fericit, da, în urma știrii se rezolvă problemele. S-au rezolvat cu mocheta, o mochetă infectă. Au adus alta infectă de la Scufița Roșie, nu știu ce, un cămin din oraș, pe care o trimiteau să o spele de domnul Rotaru. Domnul Zanfirescu a trimis-o să o spele la spălătorie, să o pună pe aceea veche, mai veche decât cea care era la respectiva creșă. Și zic, nu se poate. Iar domnul Zanfirescu s-a supărat foarte tare că eu m-am dus la primărie și am sesizat că trebuie făcut ceva, să găsim niște bănuți. Deci domnul Zanfirescu a spus că nu mă cunoaște așa. Cum puteți să fiți atât de rea și să reclamați? Deci nu ce mă nu cunoaște așa. Sunt foarte multe probleme, că nu pot să le văd nici eu nici ca ziaristă, iar vă spuneam. Dacă dumneavoastră că... în 20 de ani de presă, că bănuiesc că mai aveți puțin și faceți 21 împlinesc pe 7 septembrie. Bun, și mă mândresc. Mulți înainte vă doresc, deși e un mediu în care e greu să reziști și să lucrești, să-ți menții coloana vertebrală. Da, asta e altă discuție. Sper că am reușit așa, să păstrez în echilibru. Cel mai bine. Revenind la ce discutam, dacă dumneavoastră în 20 de ani nu știți, n-ați apucat să cunoașteți toate neregulile. Încă o dată vă întreb. În două luni. Dar știți, aici nu știți postura să mă întrebați, dumneavoastră. Eu vă întreb, am permis o dată. Ok. Îmi permit să vă pun întrebări, pentru că e un dialog și atunci cred că ar trebui să ne completăm una pe cealaltă. Invitata, vă mulțumesc. Specială. Deci, nu am avut timp suficient. E prea puțin timp de când noi suntem acolo și ni se cer atât de multe lucruri. Să nu credeți că sunteți singura. Dar n-am văzut până acum nicio știre că purtătorul de cuvânt nu a răspuns unei solicitări. Dar n-are cum să nu răspundă purtătorul de cuvânt. Deci atunci de ce vă simțiți victimă? Nu, eu mă simt nu neapărat victimă, ci simt că și ok să ni se ceară lucruri. E foarte bine că ni se atrage atenția, domnule, e problema acolo, acolo și acolo. Dar acordați-ne și puțin timp ca să le și cu siguranță cetățenii sunt răbdători. Au fost răbdători decenii. Să știți că mă uit la comentariile de pe Facebook, de exemplu. Și sunt altfel? Mm-hmm. Să știți că da. N-am fost atentă să citesc chiar eu și comentariile. Eu mă ocup de pagina de Facebook a primăriei și atunci... Aveți și în fișa postului acest lucru, să vedeți și reacțiile oamenilor. Dar oamenii care muncesc, să știți că nu prea au timp de reacții. Deci nu prea au timp de reacție. Dar sunt și cei care se ocupă cu Facebook în general. Și ce care... facem ca să le creăm o ocupație oamenilor? Le trebuie locuri de muncă în municipiu. Am înțeles, domnul primar a anunțat că nu dumnealui oferă locuri de muncă. Așa este. Deși de fiecare dată în campanie, fiecare candidat a spus locurile de muncă vor fi în atenția noastră. După aceea spun nu, vom crea cadru. Bun. Dar știți că așa trebuie să se întâmple? Păi să creăm cadru. Ar trebui și în campanie electorală să nu spună oferim 1 milion de locuri de muncă. Zic și eu, citez. Oferim nu știu câte, creăm o platformă, creăm un parc industrial, care veni cu el de acasă și îl creează și îl pune, amplasează acolo. Adică nu un singur om face toate acestea, dar totuși este nevoie de locuri de muncă. Cu siguranță o să se facă eforturi și în acest sens, pentru că știm cu toții că este nevoie de locuri de muncă, adică puteți să mă întrebați pe mine cum e să încerci să găsești ceva de muncă la 21 pic de ani la Târgu Jiu și să vezi că n-ai cum, n-ai unde că și nu mai sunt departe. Variante. Și ne întrebăm de ce pleacă tinerii în centre universitare și în străinătate. Tocmai de asta, pentru că nu există. Dar ce facem? Trebuie, exact că ce a spus nu, și domnul primar. Nu, n-are cum să le scoată din joben, deci domnul primar n-are cum să le scoată din joben. Exact, da? Dar se încearcă să se creeze, exact ce a spus, cadru pentru atragerea investitorilor. Cum îl creăm pe acest cadru? Promovăm orașul, găsim oportunitățile să le punem undeva așa mai vizibile, să sară în ochi. Exact, trebuie întâlniri cu oameni care...
Dar știți de întâlniri, sper că nu veți repeta întâlnirile vechi, pentru că ne-am înfrățit cu orașe de la Pendik, din Turcia, până la nu știu cine din Italia, până la nu știu, adică la intrările în oraș există astfel de atenționări. Și n-am văzut nici un investitor din țările respective, nici că noi am plecat pe acolo și am făcut vreo firmă și am vândut, nu știu, carne de cățel de la noi. Adică, nu zic, scuzați-mă așa exprimarea. Deci, nu știu, n-am văzut înfrățirile astea, doar că ne-am plimbat și am stat în niște ședințe. Cu siguranță nu o să fie la fel. Nu o să fie. Nu, cu siguranță nu. Mă gândesc că o să lucrați și pe acest segment și ne veți comunica. În 3 săptămâni ați avut când să creionați absolut totul, fiecare proiect pus în aplicare. Să vedem cum reușim ca Târgu Jiu să devină o atracție pentru investitori. O să reușim. Eu am convingerea că o să reușim. Veți reuși. Haideți să trecem și la evenimente, să zicem, ale zile, ale momentului. Avem o anchetă internă, o comisie de disciplină. Care nu s-a mai întrunit ieri. Nu s-a mai întrunit. În cazul domnului Rotaru. În cazul domnului Rotaru, de la direcția de patrimoniu. Da. A ajuns acolo politic, dar nu este vina dumneavoastră, că toți ajung politic. Deci, eu n-am ajuns politic. Dumneavoastră ați ajuns totuși. Domnul a fost domnul primar adus de candidat PNL, dumneavoastră omul domnului Marcelo Romanescu, sunteți tot politic, adică să nu asta, să nu spuneți că nu sunteți absolut tot politic, sunteți omul dumnealui, poate n-ați făcut, n-ați semnat o adeziune. Nimic. N-ați semnat o adeziune, dar sunteți omul lui Marcelo Romanescu și nu puteți să negați acest lucru și nu ne deranjează. Nu l-aș nega, doamne ferește, și nu, ci din contră. Da sunt omul lui Marcelo Romanescu. Și nu ne deranjează, adică de ce să... De ce v-ar deranja? Absolut deloc. Nu ne-a deranjat nici când doamna Loredana Covei a fost așa sau Evulescu... Ramona Evulescu, așa, a fost purtător de cuvânt, nici când a fost și altcineva purtător de cuvânt, deci chestia asta nu este. Deci noastră reprezentate domnul Marcel Romanescu și reprezentați înainte instituția. De a reprezenta un om, instituția, aveți o maximă responsabilitate pe acest, să zicem, domeniu. Ce facem cu domnul Rotaru? Că sunt semnale că nu este bine. O să se întrunească această comisie de disciplină. Dar de ce nu s-a întrunit ieri? Stați că unul dintre membrii a uitat, s-a îmbolnăvit? A plecat în concediu. Și nu a anunțat sau... Cum a plecat în concediu și... A avut o problemă și a trebuit să plece urgent. În concediu medical sau în concediu de odihnă? Asta n-aș putea să vă spun. Care membru? Care membru? Ca să știm. Nici asta n-aș putea să vă dau acum numele, că nu mi-l... Deci dacă un membru așa, comisia își încetează activitatea, se va relua că se întoarce membru și vedeți cum continuă, că așa se face foarte... Mă mândră vedeți dumneavoastră lucrurile astea și păi că nu le spun vedem, eu. Dar ce să le spunem, le tot spunem, nu vedeți că și noi și dumneavoastră ați activat în presă, că vorbim și noi de multe ori și rămânem doar așa, că se spune că presa e vinovată, dar presa este acolo în funcție, presa face activitatea respectivă. Presa nu e vinovată, presa ar trebui și probabil că asta face presa, pune în evidență și aspectele negative și bine face că le pune. Și vedeți, nu s-a întrunit, deci nu avem ce să vorbim despre domnul Rotaru. Deci nu avem ce să vorbim despre domnul Rotaru de bine. Am înțeles. Cu locurile de joacă, mi-a spus că a semnat o problemă, problema există, cum va fi rezolvată? Să știți că s-a pus problema locurilor de joacă și urmează ca în perioada următoare să se ia măsuri în ceea ce privește aceste locuri de joacă. Poate anul ăsta nu se poate, poate nu este un buget, dar mă gândesc că la anul veți creiona un buget cu siguranță, copii, dacă anul copii. Acesta nu se va putea, deși noi încercăm să facem acest lucru, cu siguranță anul viitor locurile de joacă vor arăta altfel, pentru că trebuie să arate altfel, pentru că da, și noi știm că nu se sunt află copiii în siguranță. Știu. Deci, știm toți. Alunecă de pe topogan și dau cu capul de cimentul în care este fixată partea de jos a topoganului. Deci dă cu căpșorul exact acolo. Nimeni nu verifică dacă nu sunt bune să le ia de acolo, decât să se lovească, lăsăm loc liber. Da. Adică ar trebui chiar de acum, zic eu, să fie verificată siguranța fiecărui... nu știu, loc de joacă, dispozitiv, sistem de... Deci toate ar trebui verificate. Acum intervine și altă problemă, că nu vreau să fiu rotăcioasă, că n-aș avea de ce, dar nu sunt toți copiii cu minți, ca să zic așa. Mai sunt și năzbutioși și mai strică, mai rup, mai una, mai alta, dar nu asta e problema. Trebuie periodic verificat, reparat. Da. Înlocuit, dacă jos, nu s-a dacă nu s-a, nu s-a înlocuit, păi, nu s-a dat jos. Începeți dumneavoastră, poate că se dorește spun. Un suflu nou și poate chiar și cetățenii semnalează mai mult ca oricând anumite nereguli. Poate că le-au semnalat și nu s-a luat în considerare. Atunci a venit un primar nou, ia să vedem. Acționează tot așa sau este altfel? Este altfel. Și vor să vadă acel lucru. O să-l vadă. Vor să vadă, adică să fie aspecte vizibile. Am terminat, deci se va studia și această problemă și vor fi soluții ca să fie în siguranță copiii. Da. Și toată lumea din Târgu Jiu.
Aveți un eveniment inedit, un festival al bicicletelor la Târgu Jiu. Târgu Jiu Bike Fest 2017. Prima ediție când? Nu, haideți să vă spun, până acum este cea de-a treia ediție. Până acum s-a ținut pe Transalpina. A, pe tocmai de aceea la Târgu Jiu. Se numea Transalpina Bike Fest, dar de anul acesta s-a mutat. Da, deci... La Târgu Jiu este prima ediție, s-au făcut deja traseele pentru Târgu Jiu. N-avem piste, pe unde se face Bike Fest, că noi n-avem piste de bicicletă. Ce să zic, știu că n-am putea să veniți cu ele de acasă, nici dumneavoastră, nici domnul primar Marcel Romanescu, dar sunt undeva acolo creionate, adică ca punct așa, rezolvăm. Da, doamnă, sunt. Credeți-ne că știm și noi despre toate aceste probleme pe care ni le semnalați atât dumneavoastră cât și cetățenii. Sunt convinsă că știți, dar noi vrem numai să știm așa ca într-o bibliotecă, sunt acolo trecute. Și încercăm să facem tot ce ne stă în putință să le rezolvăm pas cu pas, treptat, luate una câte una. Nu putem să le facem pe toate, că facem un amalgam și nu mai este nimic. Le luăm la rând, pe fiecare dintre ele. Revenind la Târgu Jiu Bike Fest, că de aici am pornit. Exact. În perioada 4-6 august se desfășoară acolo acest eveniment. Unde? La Preajba. La Preajba, unde este Poiana Narciselor. Știți și dumneavoastră unde se țin... Da. Unde se sărbătoare Narciselor, da, acolo se mai fac anumite manifestări cultural-sportive. Acolo a fost creat deja traseul pentru cei care doresc să se înscrie. Participanții se pot înscrie atât astăzi cât și mâine până la 9, fără un sfert în acest concurs. E un eveniment mai mult pentru tineri și copii, ca să zic așa. Sunt și premii. E și un concert sâmbătă seara susțin de trupa Corsar. Este și un DJ care va face atmosfera acolo. Adică se vrea o sărbătoare frumoasă pentru tinerii din municipiul nostru. Bine, și dacă nu sunt din municipiu, vin din altă parte, sunt turiști, au de Târgu Jiu Bike Fest, vor să se înscrie, se pot înscrie, nu e nicio problemă. Deci pot participa tineri de oriunde. Tineri, de la ce vârstă până la ce vârstă? Mă gândesc că aveți și avem regulament categoria stipulat. 30 de ani, 30-40 și peste 40. Și mai este o categorie pentru Kids and Family, este o altă secțiune de concurs. Pentru familie, da, vârsta minimă, copii. Da, vârsta minimă de participare este de 12 ani, deci ce trece de 12 ani se pot înscrie la concurs liniștiți. Ca să vorbim despre această vară, mai sunt și alte evenimente care vor fi, să zicem, puncte de atracție pentru localnici, pentru cei care ne vizitează orașul. Tocmai a spus și dumneavoastră în știri, va fi festivalul de folk în perioada 11-13 august, dacă țin eu bine minte. Sigur că da. Va fi și festivalul Berii. Nu mă întrebați perioada, că n-am luat încă la cunoștință despre el, dar știu sigur că va fi. Se lucrează probabil la program. Exact. Vor fi în toamnă, cu siguranță vor fi zilele acelea care s-au organizat și până acum, zilele toamnei sau ceva de genul acesta. Adică nu. Zilele recoltei. Așa, sau... zilele recoltei. Zile ce recoltei. Ține de noi pentru a oferi lucruri care să scoată un pic din cotidian locuitorii municipiului, să știți că o să facem. Adică nu o să lăsăm lucrurile care sunt ok, nu o să le lăsăm în urmă, că n-avem de ce. Cu siguranță vom renunța la lucrurile care au fost făcute către țintă, către un anumit public, gen pensionar, gen. Probabil că va fi un pic greu, dar cred că edilul Marcel Romanescu are de gând să dea un refresh activității din primărie, adică în sensul că poate unii oameni nu se regăsesc în pozițiile în care activează de mai puțină vreme sau de mai multă vreme. Poate este nevoie de un personal calificat în anumite servicii și nu există. Deci e personal acolo, dar nu își atinge, să zicem... N-aș putea să vă fac eu o evaluare a colegilor mei, pentru că nici nu am... Nici eu, dar asta ați spus deja că sunt dificultății. Sunt, de ce să nec și de ce să nu spun? Sunt. Dar foarte bine că recunoașteți și nu le acoperiți. Vor fi modificări, anunța domnul primar că vrea și un administrator public la primăria Târgu Jiu. Dacă domnul primar a spus că vrea administrator și o să scoată la concurs acest post, cu siguranță așa o să fie, o să vină un administrator public al municipiului, dacă domnul primar asta dorește. S-a discutat de o redimensionare a organigramei? Din câte știu eu, nu. Deocamdată anul acesta, nu. Nu. Angajări nu se fac, că s-au blocat. Da. Deci sunt liniștiți cetățenii care doresc să lucreze la primăria municipiului Târgu Jiu și la alte instituții care sunt în subordine. Vreau să vă întreb și despre proiecte legate de infrastructura locală în acest an, la ce ne-am putea aștepta, adică sper că nu se va mai realiza spargem strada, introducem nu știu ce canalizare, o mai spargem încă de două ori sau încă de trei ori, că operatorul de telefonie nu știu ce nu și-a făcut sau acum vrea el să-și are o investiție să facă nu știu ce modernizare și tot așa și cetățenii se tot supără că rămân cu gropi pe asfalt, rămân cu denivelări, da, cu peticeli și cu toate astea. Da, problema cu peticele e de mult și nu e doar la noi, peste tot. Ca așa știm noi românii să facem, să petecim și să
astupăm o groapă, să facem alta lângă și așa mai departe, le facem pe ploaie și știm cu toții. Sinceră să fiu, n-am asistat la discuții despre infrastructură, în ceea ce privește infrastructura, dar probabil că vor fi modificări sau vor fi lucrări și la acest capitol. Târgu Jiu, fără, poate este, să zicem, un cadou operele minunat. Operele Constantin Brâncuș, sunt sigură pe că care, da, da. Ne-a lăsat acest cadou Constantin Brâncuș, n-a ales altă locație, altă localitate, alt oraș din toată lumea aceasta. Ce facem noi să facem altfel promovarea operelor de la Târgu Jiu? În alte țări, dacă te duci, plătești poate bani grei să vezi o piatră. La noi sunt aceste monumente la discreția tuturor și în batjocura tuturor. Vedem cetățeni care se așează pur și simplu pe scaune, se urcă pe masă cu picioarele, adică nu avem niciun... Știți că a fost dată acea hotărâre de Consiliu Local și nu mai pot să fac acest lucru, nu mai pot să se așeze pe scaune, nu mai pot să le ating. Păi s-au mai așezat, că am văzut la televizor știre că un mire și o mireasă sau, mă rog, niște tineri căsătoriți au avut această... Angajatul primăriei, așa? Radu, angajatul, da, nostru. Și ce a pățit angajatul noastră că a... A fost amendat de cei de la poliția locală, dar pentru că era în timpul liber, că era în concediu, ca și angajat al primăriei, nu am putut să-l sancționăm în niciun fel, pentru că omul era în timpul liber. Păi, poate ar trebui discutat că reprezintă municipalitatea și în afara, da, exact, primăriei, adică este angajatul primăriei. Dacă dă un astfel de exemplu, tocmai angajatul primăriei, ce le mai cerem altora? S-a discutat cu Radu, a ieșit și și-a cerut scuze public, a spus că a fost foarte emoționat. Să-l credem că a fost foarte emoționat atunci. Emoționat când... să se așeze exact pe scaunul de la masa. A spus că a ascultat indicațiile fotografului și că nu și-a dat seama ce face, cum face și așa mai departe. Că a stat doar nici măcar un minut pe scaun, în timp de ajuns încât să vină o poză care să... Vedeți, iată, că trebuie să fim atenți? Trebuie. Trebuie, s-a atras atenția lui Radu și cu siguranță doar nu. Și cred că nimeni de acolo n-ar mai face așa ceva. Se mai parchează mașini, știu că a spus acum erau niște locuri în care apăreau foarte multe mașini și în parc. S-au semnalat în presă. Am văzut că a spus niște stâlni aceia special ca să nu se mai poată intra chiar așa, dar totuși mai intră și mai staționează mașini într-o zonă de agrement. Dacă mașinile sunt parcate ilegal, cu siguranță domnii de la poliția locală vor lua din nou măsuri în ceea ce privește aceste mașini parcate ilegal. Și să știți că eu, cu ochii mei, am văzut, dacă nu mă șel chiar ieri, un eveniment de acest gen. Era parcat undeva pe trotuarul de pe partea cu parcul, un domn dintr-o altă localitate, din câte am văzut eu, era între doi copaci pus. I s-a părut că e frumos să parcheze acolo, că e la îndemână probabil, și a fost amendat de poliția locală. Adică dacă se parchează ilegal, cu siguranță vor fi luate măsuri. Am putea crea, un site sau altfel, nu știu, un fel de a promova și de a ști cumva ce grupuri ajung în Târgu Jiu. Să știm că, adică grupurile care vor să viziteze Târgu Jiu să știe din timp că se pot adresa unui centru de informare din Târgu Jiu, ca să știe municipalitatea că ne vizitează un grup de la Satu Mare, un grup din Italia, și poate le trimitem în întâmpinare un ghid, să-i însuțească. Avem un ghid la centru de informare și... Da, s-ar putea face acest lucru, dar trebuie discutat cu cei de la centru de informare. Ori vin prea multe autocare și staționează în zonă și n-au loc, nici nu știu, nu cunosc orașul, nu știu unde se ducă. Și atunci să putem să-i dirijăm, să fim gazde bune, să-i primim. Uitați, puteți să vedeți asta, aici puteți să stați, aici puteți să mâncați, să avem mai multe pliante și pe parte de restaurante, și pe parte de cazare. Și... Există pe site-ul centrului de informare, să știți că există aceste subcategorii. Dacă accesează site-ul înainte de a ajunge în municipiul nostru, pot să vadă acolo unde pot să se cazeze. Și o persoană la care să ceară informații. Există un ghid acolo la centru care poate furniza informații. Și pe site se poate spune, răspund la informații legate de Târgu Jiu la telefon sau pentru vizitare. Există numere de telefon. Există, unde... dar nu 94. Nu. Deci special pentru turiști. Da. Asta este bine. Cu ce gândire a venit domnul Marcel Romanescu privind promovarea brandului Brâncuș? Of. Așteptăm această modernizare a căii eroilor. Am înțeles că nu o să fie bani suficienți deocamdată, 5%. O să fie bani suficienți pentru tronsonul despre care s-a discutat. Așa s-a spus, că o să fie bani suficienți atât pentru acte și așa mai departe, cât și pentru ceea ce urmează să fie făcut la propriu pe stradă.
Domnul Marcel Romanescu, vă dați seama că n-a știut de unde să le apuce și cum să le apuce și pe care să o apuce prima, pentru că au fost și sunt în continuare foarte multe. Sunt așteptări, evident. Avem un viceprimar, domnul Adrian Tudor, care este pe partea de cultură și care se ocupă mult mai mult de promovarea lui Constantin Brâncuș. Cu siguranță domnul Romanescu și domnul Adi Tudor vor colabora, sau dacă nu deja colaborează. Care este relația, domnișoară purtătoare de cuvânt, între primarul Marcel Romanescu, provenit din tabăra liberalilor, și cei doi socialdemocrați aflați în funcțiile de viceprimar? Referitor la relația cu domnul Aurel Popescu, nu știu, n-am cunoștință. Cu domnul Adrian Tudor, din câte știu eu, e bună, dar bănuiesc că și cu domnul Popescu e la fel. Adică nu am văzut vreodată să fie vreo discuție sau... Nu, cred că se colaborează, cel puțin aparent. Ce puțin aparent, pentru că a venit vorba de dialoguri. Da. Ați avut un dialog altfel cu domnul Rotaru în incinta primăriei Târgu Jiu? Și sunt sigură că aveți și informații, nu mă întrebați. Ce s-a întâmplat? Într-o ședință de comisii, domnul Rotaru, din greșeală, când a fost ridicat, sau când s-a ridicat să explice de ce a luat niște măsuri la Direcția de Patrimoniu, i s-a adresat domnului Aurel Popescu cu domnule primar. Lucru care mie nu mi-a căzut bine, lucru care se mai întâmplase și înainte. Păi am fost, mă rog, viceprimar cu atribuții de primar și probabil că a rămas un pic cantonat în acea perioadă. Doamna, știm și noi să facem diferența între o greșeală. Spuneți că a făcut-o intenționat? Eu nu vreau să spun nimic, eu spun doar că pe mine m-a deranjat. Și da, am luat atitudine. Și da, voi lua mereu atitudine. Pentru că da, trebuie să se știe că primar este domnul Marcel Romanescu. Păi cred că se știe acest lucru. Să se înțeleagă, să se respecte și să... Păi asta depinde și de domnul Marcel Romanescu, ce autoritate. Este un om foarte educat și care se impune în mod diplomat. Dar oamenii nu sunt obișnuiți cu diplomație. Autoritatea nu se cere. Autoritatea. Dar nu-și cere autoritatea. Dar vă spun, atâta diplomație nu cred, adică, că a mai fost. Eu am acolo așa un crez. Omul responsabil, profesionist, n-am cum să nu-l respect. Dar pe omul, eu nu fac aici niciun fel de așa, dar pe omul care nu este la locul lui acolo, niciun punct de vedere, credeți-mă, mi-este foarte greu să-l respect și încerc doar cu aparența să-l respect. Deci asta vă spun, că mi-e greu mie ca un om care zic că n-am trecut pe la școală doar să o vizitez. Deci da, am avut un dialog altfel cu domnul Rotaru. L-am tras la răspundere, dacă vreți să spunem așa. Dumnealui a venit și m-a întrebat dacă eu am fost cea care... Și a spus da, eu. Și aduceți-vă aminte, nu sunteți singur. N-aș vrea să dau numele celelalte care au fost implicate în discuții tot de și genul acesta. Și atunci pe domnul Marcel Romanescu, cum îl strigă, cum îl numesc, cum îi se adresează, dacă din greșeală... Domnule primar, dar din greșeală în acea ședință i s-a spus domnule deci primar. Deci avea mai mulți primari. Ca să... Cam așa. Spuneați că despre drumul o să discutăm poate altă dată mai bine, când se va creiona ceva pentru anul viitor, pentru că anul acesta mă gândesc că foarte multe proiecte doar trebuie continuate, investițiile sunt demarate, bugetul este alocat și nu se poate interveni absolut deloc. Poate este o perioadă de adaptare. Cu siguranță este și o perioadă de adaptare. Și o perioadă de adaptare și poate din mers, așa cum spuneați noastră, mai schimbați pe aici și pe acolo. Îmi spuneați de țânțari, că am ținut minte că aveți o chiar problemă. Vă rog, nu eu, toată suflarea din municipiul Târgu Jiu, nu sunt un caz izolat. Bun, să știți că se fac anual în municipiu. S-au dat de două ori, deci avionul a cântat de două ori, a survolat municipiul Târgu Jiu, iar țânțarii după fiecare erau și mai mulți și mai, să zicem, mai activi. Deci nu știu cu ce s-a dat. Ori cu un parfum, ori cu, nu știu, floricele, deci cu ceva s-a întâmplat. Nici eu nu știu cu ce s-a dat, pot să vă spun doar că, știu așa, se face de ratizare de 4 ori pe an, de 3 ori din avion, o dată de la nivelul solului. Mai știu că dacă cetățenii vin și ne reclamă că, domnule, în parcul X sau la blocul X sunt foarte mulți țânțari, se revine și se face din nou de ratizare pe zonele respective. Adică dacă ar veni cineva să spună, cum ați spus dumneavoastră, uite, îmi parc la coloană... Bun, o să vă semnalez după emisiune. Bun. Câteva locații ca să... Bun, adică eu am discutat cu domnul Gileveanu, care se ocupă de aceste lucruri, și exact asta mi-a spus. Se reintervine... Deci cetățenii au această posibilitate să se adreseze municipalității, exact, să spună că în cartierul Cutare sunt foarte, foarte mulți țânțari și... Am mai avut problemă cu gândacii, dacă știți... Da, care vin din canalizare. Din canalizare, da. Că mișună. Îi văd și eu îi văd. În zona Dacia, știți, cum noaptea. Așa știu, dar sunt... este din canal.
cum am putea noi să intrăm pe instalația de canalizare și să deratizăm? Păi nu știu, pe la gurile de canal, pe lângă, se deratizează acolo... gura de canal, asta am spus, se deratizează. În momentul în care se face deratizarea domeniului public, se deratizează inclusiv gurile de canal. Păi dar nu se poate pătrunde pe instalație. Pe lângă, pe după, prin zonă, nu știu. Dar de ce în alte țări nu sunt, domnișoară pătrunde de cuvânt? De ce nu sunt țânțari? De ce nu sunt câini? De ce nu sunt gândaci? Cum de numai de ce la sunt noi? Locuri de muncă? De ce lumea e fericită? De ce da, sunt relaxați? Da, da. De ce și tocmai am aici? Acestea. De ce? Noi nu reușim. Că spuneam că am făcut vizite și schimburi de experiență și pe la Bruxelles și pe unde n-au fost cei din fruntea județului, în fruntea municipiului, dar n-am văzut că au implementat ceva. Am văzut ceva acolo și am întrebat, voi cum ați scăpat de lucrurile acestea? Cum ați făcut? De unde ați început? Cum ați început? Că au avut și ei, nu cred că acolo lucrurile au fost perfecte. Vă dați seama că nu aveau cum să fie perfect, dar cu siguranță gândirea este alta și oamenii înțeleg că pentru bunul mers al lucrurilor e nevoie de colaborare și trebuie comunicare. Responsabilitate și opinia publică responsabilizată și cetățenii. Nu mai putem, că noi așteptăm, nu ne facem ordine, nu dăm zăpada la o parte din fața blocului, că trebuie să vină primăria. Nu facem nu știu ce, că trebuie să vină primăria. Nu luăm nici măcar un gunoi, că trebuie să vină primăria. Adică noi chiar nu putem face ceva acolo unde se poate. Adică și noi trebuie să avem un pic altfel de mentalitate. Exact. Se mai punea problema atunci când a fost întrebată eu personal de gândaci, că vin din subsol. M-am interesat la rândul meu să văd ce se întâmplă cu subsolurile. Nu țin de primărie subsolurile de bloc. Bun, discutăm cu președinția Asociației de Proprietari, discutăm cu cetățenii, discutăm zilnic, găsim fonduri, facem cumva să dea fiecare 5 lei, 3 lei, 2 lei, nu știu cât, și să rezolvăm odată problema, pentru că nu se poate altfel. Adică, nu vreau să mergem așa încă 5 ani, încă 3 ani, încă 4 ani și să vorbim într-o și altă emisiune așa, da. Și pe cele 3 puncte, țânțari, gândaci și câini. Și cai. Să nu uitați de cai, că sunt foarte importanți. Să nu uiți de cai, da? Dar stați că mai sunt și măgăruși prin oraș. Nu i-am văzut. Nu i-ați văzut? Nu i-am văzut. Nici măcar la circ n-am fost ca să-i văd. Da. Poate facem o grădină zoologică. Măgărușii au 4 sau 2 picioare. Chiar, de ce nu putem avea și noi o grădină botanică, o grădină zoologică la Târgu Jiu? Păi avem pe stradă de grădină zoologică. Pe stradă, grădină zoologică, da, v-am spus cu cele 3-4 căde, mai ales așa tolănite la soare. Ce mai putea crea în Târgu Jiu? Știu, ceva nou, ce nu există în Târgu Jiu, ceva nou. Vorbeau mai mulți candidați, că nu vreau să-mi amintesc cine, că dacă nu s-au lăudat, mi-au rămas așa în memorie o grămadă de obiective. N-avem și noi un centru multifuncțional, ce săl cum trebuie de conferințe, nu mai spun de Casa de Cultură a municipiului Târgu Jiu, că nu mai știm care este viitorul ei, cine o va lua. Am zis că primăria ar fi făcut niște eforturi să o administreze, să avem o sală de spectacole, și nu avem. Vin tot felul de, să zicem, și partide, ca să nu nominalizez, care vor să se întrunească în biroul permanent național și caută locație. S-au găsit restaurante de locații. În ziua de astăzi, restaurantele sunt locații pentru spectacole, concerte, concursuri, întruniri politice, lansări de candidați. Adică mi se pare inadmisibil ca Târgu Jiul să nu aibă, o sală de spectacole, o sală imensă de conferințe, ceva. Nu găsim teren, nu găsim loc, nu găsim... Lăsați-ne să rezolvăm probleme care ne ard foarte tare și în momentul în care o să ajungem să zicem da, nu mai avem câini, nu mai avem cai, nu mai avem țânțari, nu mai avem parcuri pentru copii care să arate urât și nu așa cum trebuie, atunci să zicem ok, și acum cu ce am putea veni ca să îmbunătățim toate aceste lucruri? Și cu siguranță vom veni. Ce facem cu sportul, domnișoară purtător de cuvânt? Așteptăm stadionul, s-a decalat un pic termenul de finalizare cu 2 luni, am zis că finisajele astea dau așa un pic bătăi de cap, da? Finisajele sau spațiile comerciale? Finisajele, da. Va fi o transparență privind acordarea spațiilor comerciale, concesionări, închirierii, adică se poate anunța undeva că există următoarele spații de închiriat pentru următoarele activități, zonă de zi, zonă de noapte, spațiu comercial, mâncare, exact, ca toți cetățenii care vor să... Din câte știu, spațiile se închiriază. Da, sunt undeva anunțate toate. Nu, toate, suprafețe și destinații. O să mă interesez special de acest lucru și dacă nu sunt, Trebuie să fie în proiect, să fie pus așa cum s-a pus prin centrul orașului niște de-astea panouri uriașe, cum arată stadionul, da? Și pe lângă municipiu și pe lângă primărie, se pun așa un panou uriaș în care se spune că avem atâtea locații pentru magazin de haine, atâtea locații pentru șuce, atâtea... Și poftiți, oameni buni, cine este interesat de o afacere la stadion și îndeplinește condițiile, adresați-vă ca să știți pentru ce. Că poate vreau și eu ceva, sau dumneavoastră, sau alt cetățean. Da, zic între ghimele, nu de afaceri, nu vreau să mă ocup niciodată. Eu mă ocup, să știți, dar mă ocup de afacerea proprie. S-a făcut tămbălă și pe lucrul ăsta. De ce? Că aveți un salon de cosmetică? Da.
foarte bine, puteți să aveți și o brutărie, puteți să faceți... Eu acasă, pentru vecini, exemplu, aseară, le-am preparat colăcei de casă. Foarte bine. Din 4 Sunteți kg, o vecină bună. Da, dintre 4 kg de făină am dat tuturor copilor din fața blocului. Foarte bine. Și care este problema? E pasiunea mea, pot să, nu știu ce să fac, să cultiv și urzici în balcon. Deci nu înțeleg care este treaba aceasta, atât timp cât munciți și vă respectați programul, trebuie să aveți 7 joburi. Așa am zis eu. Deci nu înțeleg. Deci ziceați noastră că cu stadionul și cu sportul, că aici rămăsese. Da, deci mă întrebați de spațiile care sunt pentru a fi date spre închiriere, dacă nu există o listă cu ele pusă undeva. Eu vă promit că o să existe. Și pe site și pe... Da, deci vă promit că o să existe această listă și toți cei care sunt interesați sau vor și de când, vină. Și de când știți că sunt unele informații care n-ajung la toată lumea. Unele informații ajung doar la cine trebuie. Și dacă mai rămâne ceva, mai ajunge și la... un alt cetățean. Așa, mă întrebați de când o să fie puse. Exact. Lăsați-mă că să trebuie, aflu trebuie să-ți faci detaliile. Temele, nu? Dar trebuie să știu, domnule, cam cât va dura, cât mă costă, că să fac și eu un plan de afacere, să-mi plac și nu. Va exista cu siguranță un comunicat de presă care va ajunge și la dumneavoastră despre acest lucru. Înțeles. E bine așa? Este foarte bine. Așteptăm. V-am spus, transparentizarea asta o aștept din, nu numai la noastră. O aștept așa de la... De peste tot. Da, de la știu. Toate instituțiile știu. De stat. Știu, e greu. Da, și să e avem o viață greu. Mai bună, să nu mai stăm triși pe stradă, adică, și să ne putem permite mult mai multe, pentru că merităm ca popor și ca țară merităm foarte, foarte mult. Dar în același timp noi singuri ne-am adus în situația asta. La final de discuție, ce v-ați propus dumneavoastră ca purtător de cuvânt? Mi-am propus să nu stau degeaba pe un scaun. Mi-am propus să fiu, înainte de purtător de cuvânt, un cetățean al municipiului. Și înainte să fiu purtător de cuvânt, să știți că am fost doar un cetățean și știu ce înseamnă să trăiești la Târgu Jiu și știu care sunt nevoile. Nu vor fi închise cetățenii? Niciodată. Ușă, da? Niciodată. Față. Niciodată. Pe mine, cel puțin toată lumea, când m-a sunat sau m-a întrebat sau a avut nevoie de informații, chiar dacă n-am deținut-o atunci, ulterior am revenit și am încercat să lămuresc pe toată lumea, pentru că da, știu de ce m-am lovit eu și nu vreau să lovească alții de aceleași lucruri atunci când eu sunt acolo. Nu, vreau să fie totul la vezeală, ca să zic așa. Despre sport vom mai vorbi și cu domnul primar și cu alți reprezentanți, pentru că așteptăm să vedem ce se va face concret. Concret și cu Pandurii și poate cu un alt club sportiv al municipalității. Vă mulțumesc încă o dată pentru prima participare. Și eu vă mulțumesc. La știrile Radio Mega, în calitate de invitată specială, vă doresc mult succes în noua activitate. Să fie. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, vă reamintesc că invitata specială a știrilor locale Radio Mega a fost domnișoara Ana Maria Ianc, purtător de cuvânt al municipiului Târgu Jiu. Eu sunt Manuela Negru Popescu. Vă mulțumim tuturor pentru atenție. We'll be right back.